Eu nu vreau să dau interviu. Da, mersi. Emoții foarte pozitive. Deja nu mai am răbdare să înceapă anul școlar, dar de asemenea am și foarte mari nostalgie de vacanță. Să învăț măcar mai bine decât am învățat anul trecut. Sper să nu schimbi niște profesori care noi am supărat anul trecut. Nu știu, ca să învățăm mai bine și să nu-i mai supărăm așa cum anul trecut, că anul trecut a fost o leacă mai rău. Și vreau să recompensez tata asta bine. Sincer, nu prea bat capul cu acest scandalul, pentru că asta nu mă include pe mine. Eu, important să învăț, să am note bune și să am o învățătură destul de bine. Știind că liceul nostru o să continue să meargă pe principiile de demnitate, adevăr, și că sunt în cel mai bun liceu din capitală. Eu doresc, în primul rând, să fie tot bine, să fie tot așa, adică să nu fie noi schimbări, multe schimbări, pentru că când se încep schimbările, se încep și multe neînțelegeri, multe conflicte, dacă pot să spun așa. Eu cred că nu există un conflict, există o disensiune de păreri, care poate fi depășit foarte ușor și cred că vom încerca încă o dată să ajungem la un numitor comun. Iar în acest an școlar, ca și în fiecare an școlar, așteptăm ca elevii, părinții, profesorii să depună tot efortul necesar pentru a rămâne în continuare așa cum am fost mereu. Cine poate pune piedică în calea copiilor să-și exerce dreptul fundamental de a face studii? Cum poate să vină cineva să închidă o școală? Eu sunt în prezent directorul liceului Prometeu Protalent, un liceu care există din 2010, doar și-a modificat denumirea și a extins genurile de activitate. Eu cred că aceea asociația domnului director trebuie să înțeleagă în sfârșit că școala aparține copiilor și în școală nu pot să existe conflicte. În școală se face educație, părinții din clasa mea nu au venit, dar așa cum s-a convenit la Ministerul Educației că asociații domnului Silvestru vor găsi un numitor comun și școala trebuie să-și continue activitatea în ritm normal.